Oamenii legii au fost sesizați de o femeie de 45 de ani din Craiova de faptul că în seara zilei de 21 ianuarie, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun pe strada Caracal din municipiul Craiova, ar fi fost atinsă într-o zonă intimă de o persoană necunoscută. În urma activităților investigative-operative desfășurate de polițiști, a fost identificat un bărbat de 35 de ani din orașul Balș, județul Olt, bănuit de comiterea faptei, acesta fiind condus la audieri. Astfel, în urma cercetărilor efectuate și aprobatorului administrat, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală. Astăzi, bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Craiova în vederea luării unei măsuri preventive.